Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților! Astăzi vom citi despre viața Sfântului Gerasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice și cel care îi salvează pe bolnavi de la îndrăcire atunci când sunt posedați de diavol. Sfântul Gerasim se prăznuiește pe 20 octombrie și pe 16 august. Sfântul Gerasim din Kefalonia, 1506-1579, are două zile de prăznuire în timpul anului bisericesc, 16 august și 20 octombrie. Acesta face parte din familia de nobil bizantin Notara. Bunicul său, Luca Notara, a fost ultimul prim-ministru al Imperiului Bizantin. Sfântul Gerasim s-a născut în anul 1508 în statul Tricala din Peloponez. De tânăr a fost călugărit în insula Zakynthos, ulterior primind schima mare în muntele Athos. A mers la Ierusalim, unde a stat timp de 12 ani. În acest timp a fost hirotonit diacon și preot de către patriarhul German. Va petrece apoi o vreme în Creta și Zakynthos, iar în anul 1555 sosește în Kefalonia, insula din sud-vestul Greciei, în Marea Ionică, nu departe de țări. În cele două zile de cinstire, racla cu moaștele sale este purtată în picioare pe deasupra persoanelor suferinde de boli psihice sau demonizate, aducând și astăzi numeroase tămăduiri. Primii cinci ani i-a petrecut într-o peșteră din regiunea Lasii. În anul 1560, cuviosul Gerasim s-a mutat în Omala, o regiune centrală a Kefaloniei, unde a restaurat o veche biserică închinată a dormirii Maicii Domnului și a înființat o mănăstire de maici pe care a numit-o Noul Ierusalim. Mănăstirea pe care a întemeiat-o avea un important rol social, purtând de grijă celor săraci. În scurt timp, aceasta a devenit un important centru de caritate. Sfântul Gerasim s-a învrednicit de la Dumnezeu de multe daruri, ajungând vestit pentru vindecările trupești și sufletești pe care le săvârșea și mai ales pentru puterea de a alunga duhurile necurate. Sfântul Gerasim, cunoscându-și dinainte sfârșitul vieții pământești, s-a mutat la Domnul pe data de 15 august 1579. După moartea sa, trupul a fost de două ori înhumat și desfumat intact, ceea ce a și condus la canonizarea oficială din partea bisericii. În ziua de 20 octombrie 1581, odată cu deschiderea mormântului său, sfintele sale moaște și veșminte erau întregi, iar mormântul răspândea bună mireasmă. Moaștele Sfântului Gerasim se găsesc într-o raclă din sticlă și argint, în mănăstire, fiind plasată lângă mormântul Sfântului. Sfântul Gerasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice. Datorită multor minuni pe care le-a săvârșit, Sfântul Gerasim din Kefalonia este cunoscut ca protector și tămăduitor atât al bolilor psihice cât și al persoanelor demonizate. În zilele de prăznuire ale Sfântului Gerasim, 16 august și 20 octombrie, trupul său este purtat în raclă, în picioare, pe deasupra persoanelor bolnave. În anul 1953, imediat după ce s-a înregistrat puternicul cutremur de pământ care a distrus insula Kefalonia în proporție de 90%, au fost foarte multe arătări ale Sfântului Gerasim de-a lungul întregii insule. Cei care au fost vătămați
și au fost prinși în interiorul locuințelor și ai clădirilor, au spus că acesta i-a mângâiat și i-a întărit. Sfântul Gerasim, ocrotitorul insulei Chefalonia. Mulți locuitori ai insulei au dat numele copiilor lor după cel al Sfântului Gerasim, având mare evlavie către Sfânt. Mica biserică a Sfântului Gerasim a fost construită lângă mormânt și peștera unde a trăit. O biserică nouă, impunătoare, închinată Sfântului Gerasim, a fost finalizată în anul 1992. O biserică cu hramul Sfântul Gerasim din Chefalonia a fost ridicată în New York de către emigranții proveniți din insulă la începutul secolului al XX-lea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preasfintei tale Maici și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin, amin. Doamne ajută! Dragi prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări.